Atunci când celebrăm cina Domnului, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că vestim moartea Domnului până când va veni El. Când va veni El? Până când va veni El, de fiecare dată când frângem pâinea, proclamăm faptul că Domnul a murit pentru mântuirea noastră și vom face lucrul acesta până va veni El. Și ucenicii au fost preocupați să știe când va veni El. Și capitolul 13 din Evanghelia după Marcu răspunde la întrebarea ucenicilor. Spune de când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri. Evanghelistul Matei consemnează același eveniment din viața Domnului și ucenicii i-au spus, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Când se vor împlini cele ce au fost spuse despre Ierusalim și templu, care va fi semnul, după ce anume să cunoaștem că se apropie momentul acela? Ucenicii sunt preocupați de calendar, Domnul se îndreaptă spre caracterul lor. Ucenicii sunt preocupați să înțeleagă șirul evenimentelor și Domnul este preocupat de perseverența lor pe calea credinței. De aceea, în prima parte a răspunsului, Domnul Iisus le atrage atenția ucenicilor să vegheze ca să nu-i înșele cineva. Pentru că în perioada de așteptare pentru venirea Domnului, vor fi enorm de multe capcane așezate în calea celor credincioși ca să-i abată din cale, ca să le îndrepte inima spre alte lucruri. Hristoși mincinoși, profeți mincinoși, șarlatani de toate soiurile care vor abate atenția credincioșilor de la credință, de la discernământ, de la perseverență. Ba mai mult, le spune Domnul că în perioada aceea, care va trece de la prima lui venire până la a doua, pe calea credinței vor fi multe încercări, va fi prigoană, va fi suferință. Și credincioșii trebuie să fie hotărâți să rămână credincioși până la capăt. Apoi, Domnul Iisus le răspunde la întrebarea lor cu privire la dărâmarea Ierusalimului și a templului, de la versetul 14. Când veți vedea urăciunea pustiirii în locul sfânt. Și duminica trecută ne-am uitat la ce înseamnă urăciunea pustiirii. Ce este urăciune înaintea lui Dumnezeu și ce pustiire aduce urăciunea aceea? Pustiire în suflet? Pustiire în familie? Pustiire în biserică? Pustiire în istorie? Când urăciunea aceea se instalează în inima oamenilor, după ea vine pustiirea. Și pustiirea a venit peste Ierusalim și peste templu. Dar Domnul folosește imaginea aceea a pustiirii Ierusalimului și a dărâmării templului ca o prefigurare a ceea ce se va întâmpla în vremea de pe urmă. Când lucrurile spurcate înaintea lui Dumnezeu vor invada inimile oamenilor, viața de familie, bisericile, popoarele lumii. Și Domnul spune, când se vor întâmpla aceste lucruri, atunci omenirea se îndreaptă spre partea ei finală. Va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii pe care a făcut-o Dumnezeu și nici nu va mai fi vreodată. Și apoi, de la versetul 24 spune, dar în zilele acelea, după necazul acela, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă și atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi
de la marginea pământului până la marginea cerului. Care este semnul care anunță în mod cert sfârșitul? În versetele acestea, Domnul Iisus răspunde la această întrebare așezându-ne în față trei lucruri. Cosmosul, Hristosul și credincioșii. Care va fi semnul? Mai întâi ne vorbește despre cosmos și dacă citim aceeași relatare a Domnului din Evanghelia după Luca, de la capitolul 21, de la versetul 25 citim așa. Vor fi semne în soare și în lună și în stele și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și a valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Semne în soare, în lună, în stele. Domnul Iisus ne explică faptul că atunci când se apropie finalul, vor avea loc cataclisme cosmice. Se va întâmpla ceva la nivel cosmic, ce nu s-a mai întâmplat de la creație până atunci. Soarele se va întuneca. Luna se va întuneca. Stelele vor cădea din cer. Modificări atât de îngrozitoare la nivelul cosmosului, încât oamenii își vor da duhul de groază. Nu primejdea unui meteorit sau unei comete care se apropie de pământ. Nu o eclipsă de soare sau una de lună. La nivelul cosmosului se va întâmpla ceva care schimbă tot mersul universului. Dar de ce? De ce înainte de venirea Domnului sunt aceste semne la nivel de cosmos? Pentru că la începutul creației, când Dumnezeu a creat cerurile și pământul, universul nostru, care a fost primul lucru pe care l-a creat Domnul? Și a zis să fie lumină. Actul creației universului nostru a fost scăldat în lumină. Dumnezeu care a creat cosmosul a adus în universul acesta lumină. Și apoi, în ziua a patra, a așezat luminătorii. Și de atunci și până astăzi, universul nostru, sistemul nostru solar, este așezat în lumină. Cerul le spun slava lui Dumnezeu. Și o zi istorisește altia despre el. Și când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, ne spune David, mă întreb ce este omul ca să te gândești la el. În fața măreției cosmosului, în fața legilor care guvernează astrele, ar trebui să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, dar luăm toate lucrurile acestea ca și când ni s-ar cuveni. Când se apropie venirea Domnului, universul nostru se va scufunda în întuneric cosmic. Soarele nu va mai avea putere să lumineze. Devine un astru întunecat. Luna nu va mai avea putere, pentru că nu mai este soare. Stelele din cer vor cădea. Este un fel de haos cosmic. Și când lucrul acesta se întâmplă, când va fi acest haos cosmic, va intra groaza în oameni. Va intra groaza în oameni încât își vor da duhul, vor muri de spaimă. Atât de mare va fi spaima. Ucenicii întreabă, care va fi semnul? O, frați și surori, nu-i vaccinul. Nu-i vaccinul semnul. Biblia ne spune, semnul va fi unul care va zgudui tot cosmosul. Și oamenii vor fugi la munți. Și vor zice munților, cădeți peste noi și acoperiți-ne. Este cosmosul.
Dar în mijlocul acelui haos cosmic, Domnul Iisus spune, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Semnul venirii Domnului. Nu sunt războaie și vești de războaie, nu cutremure sau ciumi. Ne spune Biblia, acestea sunt doar începutul durerilor. Semnul venirii Domnului nu sunt nici măcar cataclismele cosmice. Ele pregătesc semnul. Pregătesc imaginea cosmică. Pregătesc lumea pentru arătarea semnului. Știți care este semnul? Arătarea Fiului lui Dumnezeu care va veni cu mare slavă și cu mare putere. Când va apărea pe norii cerului, cu mare slavă și mare putere, va veni pe norii cerului înconjurat de puterea care duce universul acesta și ne spune Biblia în 1 Petru, în 2 Petru capitolul 3. Întoarceți la 2 Petru 3. Ne spune Biblia ce se va întâmpla în vremea aceea, când puterile cerului vor fi clătinate. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile se vor topi cu trosnet. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se întâmple, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Când toate acestea se întâmplă în univers și când ai impresia că universul acesta realmente a ajuns în descompunere, atunci apare Cel care a creat cerurile și pământul. Atunci apare Fiul Omului. Atunci apare Hristos Domnul în lumina slavei cerești, cu mare putere și cu mare slavă. Când Biblia vorbește despre mare putere, are putere ca să ia universul acesta și să îl anihileze, să-l scoată din ființă, să distrugă toate astrele. Are putere să creeze un cer nou și un pământ nou. Are putere să controleze toate lucrurile. Biblia ne spune că în haosul acela a istoriei, popoarele vor intra în derivă, națiunile nu vor ști încotro să meargă. Dar și atunci, Fiul Omului este stăpân peste tot universul. Va apărea pe norii cerului cu mare slavă și cu mare putere. Când a venit prima dată, Domnul Iisus Hristos a venit și s-a născut atât de umil într-o iesle. Slava din vremea aceea era la Roma și la palatul lui Irod de la Ierusalim. Slava era a pământenilor. Fiul lui Dumnezeu s-a născut într-o iesle și a fost înfășat în scutece. Când va veni a doua oară, nu va mai veni sub forma aceea, ci Biblia spune, cum iese fulgerul de răsărit și se vede până la apus, așa va fi la venirea Fiului Omului. Și Biblia spune, iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile, toate popoarele pământului se vor boci din pricina Lui. De aceea spune Domnul, să nu-i credeți pe cei care vor zice, iată Hristosul acolo, iată-L dincolo, iată-L în odăiță, iată-L în pustie, pentru că a doua oară Hristos nu mai vine sub forma aceea incognito, anonim. A doua oară Hristos vine pe norii cerului și orice ochi îl va vedea, cu mare putere și cu mare slavă. Slava lui Dumnezeu va fi în toată plinătatea ei, în prezența lui Hristos, pe bolta cerului. E Hristosul pe care îl așteptăm. E Hristosul pe care îl așteptăm. Și spunem și noi cu Ioan în Apocalipsa, cu biserica și cu Duhul lui Dumnezeu, Maranata, vino Doamne Iisuse. Cosmosul, Hristosul care va veni. Acum acest Hristos, singurul Fiul al lui Dumnezeu, când va veni, este inconfundabil. Biblia ne avertizează în Apocalipsa 13 că înainte de venirea Domnului, Anticrist, diavolul cu slujitorul lui, vor încerca să înșele lumea și ne spune că săvârșea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor.
și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă înaintea fiarei. Semne pe care le face Anticristul, foc pe pământ și tot felul de alte lucruri. Nu se pot compara semnele acelea cu puterea, slava lui Dumnezeu, cu slava celui care este creatorul și susținătorul întregului univers. Cel care vine și spune că puterile cerului vor fi clătinate. Și epistola către evrei reia ideea aceasta și spune că atunci când Domnul și-a arătat slava pe Sinai, s-a clătinat, s-a cutremurat pământul. Și apoi Domnul spune, voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerurile. Ca să se dovedească limpede că puterea absolută este a Creatorului, nu a creației. Și când se vor clătina toate lucrurile acestea, Biblia ne spune, noi avem o împărăție care nu se clatină. În mijlocul acestui haos cosmic, în mijlocul a ceea ce înseamnă distrugerea a tot ce este afectat de păcat și sub o lume a întunericului, apare slava, strălucirea. Apare împărăția lui Dumnezeu care nu se clatină. Și se mai întâmplă ceva. Atunci va trimite pe îngerii săi și îi va aduna din cele patru colțuri, ale patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. Credincioșii. Vor fi credincioși pe pământ. Vor fi oameni care au rămas perseverenți până la capăt. Au trecut prin toate încercările. N-au fost înșelați, nu s-au dus după proroci mincinoși și după Hristoși mincinoși. Au rămas perseverenți pe calea credinței și au fost credincioși până la capăt. Și Biblia spune, Domnul Iisus Hristos își va trimite îngerii Lui ca să-i adune pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o marginea pământului până la o marginea cerului. Va fi marea adunare a copiilor lui Dumnezeu în viață din toate părțile lumii. Și slujba aceasta o vor avea îngerii. Cineva a zis, mi-aș dori din toată inima să știu care sunt aleșii. Mi-aș dori să am acces la lista cerului ca să știu care sunt oamenii trecuți de Dumnezeu acolo pe lista cerului. Dar nu avem acces la lista aceea. Lista aceea nu este la dispoziția noastră și pentru că nu este la dispoziția noastră, va trebui să căutăm în alte scripturi să răspundem la întrebarea, eu sunt printre aleși sau nu? Când îngerii lui Dumnezeu îi vor aduna pe cei aleși, vom fi între ei sau nu? Ai vrea să știi dacă vei fi acolo sau nu? Întoarceți, vă rog, la 1 Tesaloniceni, capitolul 1, 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetele 2 la 6. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toți, pe care vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre, căci ne aducem aminte fără încetare înainte lui Dumnezeu Tatăl nostru de lucrarea credinței voastre, de osteneala dragostei voastre și de tăria nădejdii din Domnul nostru Iisus Hristos. Știm, frați, pe iubiți de Dumnezeu, ce urmează? Alegerea voastră. Știm, frați, prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi. Și voi înși vă ați călcat pe urmele noastre. Țineți, vă rog, degetul aici la 1 Tesaloniceni și întoarceți la 2 Petru, la capitolul 1. 2 Petru, capitolul 1. Apostolul Petru reia aceeași idee și spune următorul lucru în capitolul 1, versetul 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Dar ne spune Apostolul Pavel că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. E alegerea suverană a lui Dumnezeu. Alegerea aceea este actul suveran al lui Dumnezeu și noi spunem binecuvântat să fie Dumnezeu.
Dar e doar atâta? Apostolul Pavel spune, la alegerea suverană a lui Dumnezeu sunt două aspecte. Este chemarea lui Dumnezeu adresată oamenilor și este alegerea oamenilor. Chemarea lui Dumnezeu este să ne întoarcem de la păcat, de la idolatrie, de la nelegiuire, să ne întoarcem de la întuneric la lumină, de la diavolul să ne întoarcem la Dumnezeu. E chemarea Lui. Și Iisus Hristos a spus, veniți la mine. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Este chemarea lui Dumnezeu. Și Apostolul Petru spune, la chemarea aceea urmează alegerea noastră. Urmează alegerea noastră. Când se predică Evanghelia, avem parte de chemarea Dumnezeului care are toată puterea și este un Dumnezeu a Harului. Când auzim Evanghelia, ea se adresează inimii noastre și acolo se dă o bătălie a alegerilor. Ce alegem? Moise a spus înaintea poporului, alegeți astăzi. Cui vreți să slujiți? V-am pus înainte viața și moartea. Iosua spune la fel, alegeți astăzi. Și Biblia ne confruntă cu această alegere. Dacă vrei să știi unde te afli, între aleșii lui Dumnezeu sau între cei care sunt pe calea pierzării, întreabă-te ce ai răspuns la chemarea lui Dumnezeu. Întreabă-te care e răspunsul inimii tale la chemarea lui Dumnezeu. Întăriți-vă chemarea și alegerea voastră. Nu faptul că am auzit și am plecat acasă. Nu faptul că am auzit și mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. Și acea chemare dumnezeiască trebuie să aibă un corespondent în alegerea din viața mea. Și Domnul Iisus spune, când va veni pe norii cerului, când va fi acel spectacol cosmic grandios, slava și puterea Lui manifestate în toată plinătatea lor. Cei care L-au ales pe El în vremea în care a fost batjocorit, în vremea în care a fost negat, în vremea în care oamenii au întors spatele, în vremea în care oamenii s-au dus după idoli, Domnul Iisus spune, de cei ce se vor rușina de mine în fața unui neam prea curvar și ticălos? De aceea mă voi rușina în ziua în care voi veni pe norii cerului. Ce ai ales? Ce am ales? Suntem la masa Domnului. Și ea ne anunță faptul că Domnul Iisus a ales să vină în lume ca să ia păcatele mele și ale tale. Domnul Iisus a ales să vină ca să plătească prețul mântuirii noastre. Ca să ne scape de sub judecata lui Dumnezeu și de sub pedeapsa lui Dumnezeu. A venit în lumea noastră ca să deschidă calea spre Tatăl. A venit să ne pregătească pentru ziua aceea glorioasă. A venit ca să ne schimbe viața. Și astăzi când celebrăm moartea Lui în locul nostru, ne întrebăm oare noi L-am ales? Cosmosul, Hristosul și credincioșii. Înainte de a ne apropia de masa Domnului, pe cine ai ales? Una dintre cântările pe care le cântă cei care sunt îmbrăcați în haine albe, spune, m-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și înapoi, eu nu voi da. Și o altă strofă spune, în urmă-i lumea, înainte e crucea. Înainte e cerul. Nu-i drum înapoi. Nu-i drum înapoi. Și ultima strofă, renunț la lume, dar nu la Iisus. Nu-i drum înapoi. Nu-i drum înapoi. În săptămâna care a trecut, la ce ne-am renunțat? În anii care au trecut, la cine ai renunțat? Stăm înaintea jertfei, ilustrată în pâinea și vinul, care stau înaintea noastră ca simbol a trupului și a sângelui Domnului Iisus Hristos. Și vă invit să plecăm capetele în cercetare și rugăciune înaintea Lui.